La PC Garage te echipăm gratuit. Primești 4 cadouri la orice PC de gaming. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din The Last of Us Part 2. Oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit am fost loviți cu vești bombă, cu misiune bombă, cu situații nenorocite și cu zombies care explodează. Da, aparent prietenașa noastră Dina, a.k.a. și iubita noastră între ghilimele, e însărcinată. Acum întrebarea e cu cine, iar cred că cea mai evidentă alegere, vă dați seama că este Jesse. Scros acum să ce o să zic că băiatul nostru Jesse despre întreaga situație. Eu sper totuși că nu o să se învârtă tot în jurul nebuniei astea, dar totuși. Asta a fost, cum zic, a fost puțin un reveal așa puțin cam subit, dar în același timp cumva are sens, odată ce asta cumva cred că explică foarte multe de ce cei doi nu mai sunt împreună. Probabil Jesse zicea, eu nu sunt pregătit de așa ceva, ori probabil s-a panicat și cine știe. Fucking pregnant. Da. How could you keep something like that? Da, pa nu, adică chestia asta nu trebuie să le zică, mă, totuși, adică eu înțeleg că ok, nu pot să-i zic că e gagică mea, bine, gagică mea. Nici nu prea cred că se consideră asta ca și prietene totuși, adică ca și un cuplu. Și nu cred că voia neapărat să știe Ellie, pentru că probabil ar fi zis, da, nu mai vii cu mine, ești o povară, bla bla, nu știu ce, deși n-a ajutat foarte mult. Oricum, cred că e abia la început, adică probabil maxim are o lună sau și un pic și nu e semi-afectat așa grav de treaba asta, dar totuși mood swing-uri acolo. Clar hormonii sunt afectați, clar starea de spirit e afectată și vă dați seama. Shit. Ce? Da, chiar a trăit cineva aici. Septembrie 1. Can't sleep, burning up a fever, no medicine, look everywhere. Ok, deci cred că va trebui să fie un zombie pe aici. Still, better be careful. Bă, da, totuși cineva a locuit aici, adică trebuie să luăm în considerare și aspectul ăsta. Mi s-a părut pe o secundă că ceva strălucește pe acolo, dar nu. Ok. Ok, aici e curent. E, nu e ca și cum ne trebuie nouă energie electrică, dar nu cred că ar strica. A, ce drăguț să-și pune gluga pe cap. Scris ce o fi pe aici, știi, dacă o fi ceva folositor, gen vreo legătură de asta de curent care să ne dea ceva lucruri prin bază. Damn. Oh. You get fried? Seamnă că nu e o idee bună să ne atingem de cupboard, though. Perfect! Got it. Ok. Nu o să facă scântei și o să sărim naibii și o să ne ducem în parapet, poate? Nu? Ok. Chiar atâta. Mă întreb ce facilități ne dă acum că am porit curentul. Tare-s curios de treaba asta, mă întreb ce vrea să ne mai dea pe aici. What's that sound? Oh shit, e un radio aici. Ce fel de buzdgăni. Ah, el a murit acolo sus. Așa putem să-i monitorizăm pe băieți. Ok. Găsim niște uși de astea încuiate sau ceva. Bă, nimic aici. Ok, hai să ne ducem înapoi jos. Deci avem niște chei acum, poate găsim niște uși închise pe care le putem exploata puțin și explora. Ei, uite, am pornit cornitul în toată nebunia asta. Băiature,
Păi stai, asta nu înseamnă că o să atragem atenția acum, că avem curentul pornit și toate alea, să vadă lumini. Nu știu, eu s-o leacă foarte paranoic cu nebunile de genul ăsta. Că nu știi niciodată ce dubioși poți atrage. Ce a nimerit e cheia din prima. Mă gândesc că poate mai târziu o să lucrăm solo, adică dacă e Dina poate devine vreo problemă. Joel, mă și gândeam care era treaba cu Joel în toată situația asta și pe aia ziseam, ok. Nimic pe aici, a? Bu! Spooky. No way. What? O chitară? Băi, dar peste tot numai chitări găsim. Mau, și asta e întreagă. Ok, cine e gata de cântăcioasă, boys? Ia bagă una deja la ele. Nu e acordată deloc. Îmi place chestia asta, așa cu asta, cu dat de D-pad-ul vieții. Bine, de touchpad, nu D-pad. Touchpad e diferență. Oh shit, flashback-uri. 3 ani mai devreme, deci la un an după primul joc și de 3 ani înainte de toată treaba de aici. Joel! Ugh, I suck. Just need to build up your calluses, that's all. Yeah. All right, come on. Is this it? Yeah. Oh shit. Unde mergem? Oh Jesus, ne jucăm cu tânăra Ellie. That's a cute. I'm gonna start guessing. Do you want to spoil your surprise now? No. Is it a dinosaur? Stop trying to guess. I ain't telling you. All right. Is it an elephant? Is it a convertible? You're not gonna guess. Is it a puppy? Is it a lot of kittens? You mean a litter? Mama, dar pe unde mă duci? Ok. Mind your step. I got it. Oops. Dude! You should see your face right now. What if I drown? You're not gonna drown. You gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. Just see what happens. This way. The worst. Your swimming's getting better. Remember now, don't just flail about. You gotta push the water with your whole arm. Blah blah blah. Glad to know I'm getting through. Well, I'm pinching pale. Come here, take a look at this. See it? See it? Just through there, look. Yeah. I see. Oh, shit. Yeah. Can God of War. Looks like. How's that feel?
Refreshing. Yeah, it's not nice getting pushed in, is it? Well, actually, we need to swim through this part anyway. I got you back. You're angry and upset. I am very angry and upset. Now, come on. Wee! Okay, asta e misiunea dubioasă. You're gonna need to dive under here. Take a deep breath. Yeah, I got this. Deci n-avea nimica care se strice în ghiozdan. Avem un radio pe noi și, adică, fapt, e o lanternă. Bine, lanterna, hai că lanterna, da, totuși. Mamă, ne-am făcut terci. Is it my 6th grade history teacher wanting to apologize for being a massive dick? Nah. I beg your pardon? My friend and I would argue whenever he called the Fireflies terrorists. We got a lot of detention. You know, you really need to stop letting people rile you up. It's hard when they're dicks. Point still stands. Hey, get another dive over here. Where are you taking me? Nu știu, încerc să dau dive, dar nu mă las ăsta. Cred că trebuie să dau numai acea când îmi arată el. Mă, dar îmi place cât de bine arată jocul pe aici. Is it a new pair of sneakers? How many of those do you have? Not enough. Ha, uite și ceasul pe care l-am găsit noi mai devreme. E ceasul pe care l-avea în primul joc de la fiica sa. Here. Cred că duce undeva la un peisaj fain sau cine știe ce. Fuck it. I'm done guessing. Well, good. But, whoa. Like, is it a massive comic book collection? No, wait. A new DVD collection? Yes. E un dinozaur! Holy shit, Joel. We're here. Oh my god, it is a dinosaur! And it is. Joel! Surprise. Holy shit. Oh. That's how you should make it. Fucking dinosaur. Pas un sipel. Tyrannosaurus Pog. Is that nice? Ai un muzeu. Wyoming Museum of Science and History. How did you find this place? Maria. She told me about it. Figured it'd be right up your alley. Figured right. Ce? What's this? A vrea să luăm un pliant sau ceva. It's a book? Nu, e un pliant. It's a dinosaur book. Okay. Alright. E un pliant. Oh, look at those talons. That is a velociraptor. Duh. Actually, it's a Deinonychus. Pretty sure these are velociraptors. Ah, this is a velociraptor. I mean, this is what they call them in this movie I saw. Jurassic Park. Cred că la Jurassic Park se referea. Înțeleg dacă trebuie să luptăm ceva pe aici sau nu. Oh, hello, sorry, the dinosaurs are busy right now. What are you doing? Oh, wait, one of the dinosaurs is here. Nah. Joel, it's for you. Very funny. That was pretty funny. Ah, you get it, it's for your old. No, I get it, yeah. Okay. Mă, că Joel nu e așa bătrân. Sau ce vorbim aici? Mai știu cât avea în primul joc, sau ce obțin aici, nu știu cât are. Oh, ăștia de mici. Compsognathus. Whew, it's a big name for little guys. Yeah, they swarm you. Can infect you? Did you see that in a movie too? Actually, yeah. No. But a different one. See, there's a sequel. Wasn't as good. Jurassic Park.
E o leacă ironic ce a zis Joel acum, gen, e un sequel, dar nu e așa bun, exact cum e acum toată lumea împărțită cu părerile despre The Last of Us 2. E un sequel, dar nu e așa bun. Stegosaurus. Oh, this one's brain was the size of a walnut. No, no way. Looks like you two have something in common. Oh, good one. Okay, dude. Weenie. Triceratops means three-horned face. You would not want to be on the business end of that horn. Jesus. Pare like așa periculos. Oh, ce să ia brontozauri, nu? Triceratops. This is one I recognize. Oh, Komodo. The Dimetrodon was an apex predator. What's an apex predator? The most badass predator. Huh. Pretty short for that. Wait, were you talking about me? Okay, dude. Is that che? Gallimimus's name means chicken mimic. You găină. Who names these? Scientists. Well, they're dumb. Brachiosaurus ate 600 pounds of plants each day. Whew, imagine the poops. There's one scene where actually one of the guys said that's a big mound of shit. Ah, gif-ul cu Jurassic Park. And when can we see it? Tell you what, when we get back to Jackson, movie night. Whoa! Look how thick this one's skull is. Kinda looks like Tommy. I'm telling him you said that. Please don't. Catch it in the right light. Boom, Tommy. Whoa, Dodo. This one looks like a bird. Well, actually, paleontologists believe that birds were descended from dinosaurs. Well, excuse me, Mr. Professor. I happen to know a thing or two. From a movie. Keep going. Hmm. Isn't that nice? I should say I could quad that, cretina. Yeah, Sarah loved them. I swear that girl dragged me to every damn museum in Texas. Hell yeah. A brother. Oh, aici ce-o fioare. Asta e de la cu stelele. Did you know this was here? No, you don't like it. We can head back. Oh, shut up. What? E mișto. Chestiile cu spațiu sunt blană. Oh. Hey, Joel, can you name all the planets? My very educated mother just served us nice pizzas. Did you just have a stroke? Nah. My Mercury, very Venus, mother Mars. Oh, okay. I get it. Ah, e o propoziție care leagă toate astea. Și restul? That's pretty cool. Hey, Joel. Guess what the first animal to go to space was? I don't have to guess. That was a monkey. No, it was fruit flies. Yeah, in 1947. Wow. To see radiation exposure at high altitudes. And they lived through it. Dadgum, bro, you are smart. Thanks. Nu scrie acolo. Become superfly. What? Oh. Hmm. Bă, că alte chestii nu mai sunt pe aici, a? Uite, luna. Facem o bază pe lună dacă e. You know how many times we've been to the moon? Twice. Six times. Are you sure? Yeah. Yep. Sure? I'm gonna make it seven. Clar, cu ce, în ce stadiu e lumea acum, clar te duci tu de a șaptea oară.
school. How does it smell in there? Like space. And dust. Ce, încercăm pe toate acum? Bă, hai, le luăm pe toate atunci dacă tot suntem la capitolul ăsta. Bă, că altceva nu mai găsim. Asta putem să interacționăm cu el oare? Da. Oh shit. After you. Hai să rămână blocat acolo. Watch your head. Ce șmecher? What the heck? Okay. Wow. Did you look at all these buttons? Oh, it's so badass. Man. Could you imagine just Happy birthday, kiddo. Oh, e ziua ei. What is this? Casetă. This is a thing that took a mighty effort to find. Mixtape. Take it. Ia un mixtape, fii atent. Oare auzim și noi sau salt? Close your eyes. It'll be worth it. Okay. Turbulențe! Jesus Christ, man! Ce experiență blanao. Mergem în space. Keep looking around, huh? Nu cred că mai avem ce să mai explorăm. Yeah, I guess. Da, dacă l-are pinul ăsta așa acum. L-are pe de asta pe geantă, da. Oh well.
Acum am observat pistolul de la spatele ei. Mi-am observat doar o chestie în buzunar ei, dar nu observați și pistolul. Mașină. Ah. Easy. There's more museum stuff over there. Yeah, I never checked out that building. Well, let's go. And just how do you plan? Never give anyone else this much grief. Get down here. No. Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. I want a good splash. We've got more exploring to do. Hi there. Geronimo! Nice. Decent, nu foarte wow. Deja. Mamă, dar rapid ești. A notat destul de repede, ați observat? Dar dă-i una. Bam. Hey, who's being there? Yeah, I don't know. I'll open the door for you. Come on, we can't chicken out now. Hi, Joel. Sugar pots. Alright. There. Pare să prind de zombies acum, fii atent. Da, baftă cu ușa. Okay, bad news. There's shit blocking the door. Well, see if you can find me another way in. I'll walk around the outside. Okay, be safe. You be safe. There are dinosaurs around. Ok, în caz de orice am pistolul la mine. Oh shit, Loopy. Oof. Stay strong, buddy. I killed for them. This guy needed a hug. Chiar nevoie mai mult decât o simplă îmbrățișare, sincer. Lol. Ai sticlă pe care nu poți să o spargi. Stai că m-am blocat în ceva chestii. It's dark in here. Mm-hmm. The four soldier at the gate at the last ark ride. Shit. The stragglers who snuck into camp, they just wanted food. Come out, fucker. The kid who ran into the blast, I couldn't stop him. Cineva foarte supărat pe aici, vă, că... Chiar că e cineva care are nevoie, probabil, de îmbrățișare. The people in the van, we looked them and destroyed it with the gas. Ok, materiale. There is no light. Ok. Eu, gândaj, what the fuck, era chestia aia mare. Ok, multe resurse. Hmm. Oh, Loopy. Stupid fake animals. What the fuck? Erau mistreți. Oh, shit. Jesus. Cum a venit mistrețul la picior? Liars. Ellie? I'm in here.
what's up? The hell was it? I missed that. It's just some animal. Oh shit. Firefly. Well, let's get a move on. I wanna get a fire going before it gets too dark. Oh shit, Firefly is mean chinoosh. Dar de ce oare? Ia-o pe asta, mă, bubiț. Îmi place! Seattle Day 2. Ziua a doua. Day 2. Bă, și-am dormit aici și am lăsat-o pe Dina singură. Parcă vezi că au răpit-o pe Dina. Ok. Nu cred că lucrurile sunt foarte safe. Bă, Dina nu e aici, a? Nici aici nu e. Să fi plecat de nebună? Cred că a plecat de nebună, e supărat acum să ne întoarce acasă sau ceva. Stai că nu pe aici. Mamă, ficior. Nici aici nu e. Eu. Mamă, dar a afectat-o sarcina, nu glumă. Hey. How hot do I look right now? Pretty hot. Ei bine. How'd you fix it? It was a loose connection. Antenna. They found our mess at the school. Good. Așa. This guy, Owen. He went AWOL. Oh! Prea el că nu vrea să fie implicat în treaba asta. Ori l-a fi luat, da. Și că e dispărut. Nothing yet. So, the numbers are locations. The TV station we were at, that's 6. Așa. There's a lot of chatter coming out of 2, so I'm assuming that's their home base. A, da, mă sar la spate, corect. Last night was stupid. Totuși, a cui e? E zic al lui Jesse sau ceva. 14. Tommy, where's 14? Not 100% sure. Okay, then guess. If this is 7, 12's all the way over here. I guess it's somewhere in this neighborhood? Hillcrest. Hillcrest. Okay. Mamă, dar arată din ce mai groaznic din asta, zici că a luat ceva ciumă, nu-i că e însărcinată. Dina? Yeah. Not good. Deci n-avem cum să o trimitem acasă. I'll go get him.
You keep tracking them, okay? Uh-oh, o dăm pe solo. Asta nu-i prea bine. Give me your hand. Nu zic că omorul și pe asta acum. A, și da, am avut și de aia. De la turci. I don't believe in luck. I do. Aww. Ce dăguț. Mă... Shit. Asta nu-i prea bine. Au și ne dat tu mai aici direct la Hillcrest? Cred că aici e misiunea din demo, doar că n-avem arcul. Is this the right place? Definitely the right place. It's gotta be Tommy. Shit. Stai așa, Olek. Sunt multe zone care noi trebuie să le luăm în considerare pentru loot și upgrade-uri, desigur. Adică gloanțe cam semi am. Tot ce trebuie să fac este să mai nenorocesc alte chestii. Crafting speed, movement, improved silencer și faster stealth kill. A, cred că ar trebui să mergem și pe stealth mult. Okay, move faster while prone, aia sună super bine. Aia chiar e ceva ce mi-ar trebui. Ok, o notiță. Zice ce notiță asta? Beware of your fangs. Ah, ăștia, tot propaganda de-aia dubioasă. Mă, a funcționat ce drept propaganda asta? Pe bune? Aoleu. Ok, effort. Nimic bun. Ce e ce nimic bun? Mi dacă poate e ceva, dar nu e. Ah, pânză. De când nimic a merge și asta. Hai să mai facem de-astea de healing. Perfect. Acum mai sunt și pe partea altă tot fel de clădiri pe care le putem investiga puțin. Adică înainte de a merge tot înainte, vreau să ne uităm bine și pe aici de un alta, că nu prea aș vrea să merg foarte nepregătit. Am mers noi nepregătit și ați văzut cum a ieșit situația. Oh shit, aia pare fi un drum pe care va trebui să-l luăm. Asta e ieșirea din spate. Hai să mai aici ceva folositor sau? Nu. Nici aici. Ok, hai să vedem atunci cu ușa asta ce rezolvăm aici. Ah, v-am zis că trebuie să apăs doar X să mă duc oare? Oh, shit. Upgrade bench. Așa că iar să stricase asta. Ok, mai multe puncte. Cât mai multe puncte pentru upgrade-uri și gloanțe, desigur. Hai că e bine. It's pretty good. O să ceva de arc. Trofeu. Dar noi nimic nu găsim niciun arc, așa-i? Asta e cam deranjant că nu găsim niciun arc. Încă probabil. Aveți durezul alea că până-l facem. Ok, ce putem costumiza noi? Hai să costumizăm alea că și tot ăsta. Sau cred că ar trebui să costumizăm rifle-ul, zic eu. Adică de aici nu sunt prea multe chestii pe care le vreau. Ia dăm rifle-ul ăla. Capacity. Bă, sincer, capacity m-ar ajuta mult. Că ce drept? Avem cam puțin ammo în prostia aia. Iar pe 3-7 nu facem mare brânză, așa dacă avem mai mult de vreo 5 sau 6, tot e o treabă. Ok. Ce doar o de-asta aici, nimic special. A, și asta doar deschidea ușa către beci, ok, bun.
Așa, hai să vedem aici la ce mai e. Deci de acolo am ieșit, mai e ăsta aici. Care are o ieșire foarte dubioasă. Stai aici, pe partea asta altă? Stai așa puțin. Doar că îmi place mie să sparg geamuri. Da, nu știu ce joc să mi-a făcut o plăcere să... Mi-a stărnit așa o plăcere de a sparge geamuri, știi? Doar pentru că pot să ascundă loot și alte nebunii pe acolo. Ok, hai să dăm pe aici ce facem. Deci clar nu putem să o luăm pe acolo, să luăm pe aici. Prește lumină. How do I get up there? Shit. Yo, Yoti. There's too many of these assholes. Păi și întrebarea dacă sunt și pe aici sau cine știe. Chiar că săracul Tommy e singur, trebuie să... Trebuie să rezolvăm ceva și cu el. De pe aici ai diverse chestii. Oh, shit! Cred că am găsit ceva bun pe aici. Că e foarte multe materiale pe care nu le pot folosi. Trebuie un melee weapon ca să pot să-l upgradez să folosesc chestiile alea. Ok, 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 ok. Cred că mi s-a auzit... Mi s-a părut pentru secundă că mi s-au auzit rugăciurile și primeam un melee weapon acolo. Gen, era o bâtă, dar nu am văzut greșit iconița. Mi s-a părut că văd o iconiță de bâtă sau ceva. Ok, mai dau un rond. Celeați două chestii pe care... Ok, hai să mai craftăm una de asta, că bă că... Mai avem cum. Atât. Dar nu putem lua ăla pentru că e apă sau plastic. Asta ce? Ok, ce avem aici? Boris. Ok. Ceva vrea Boris pe aici, nu înțeleg exact ce vrea. Pare că nu stau să citesc toate alea, să stau să vă și traduc dacă e așa, dar puteți pune pauză și vă uitați-vă dacă chiar vă interesează anumite chestii de acolo. Oh, ceva aici? Gloanțe, perfect. Asta e bun. Și așa am investit în pistolul ăsta destul de multicel. Mi s-a părut pe secundă că văd o frânghie sus, știi, care te-ar duce sus. Dar nu. Să o iau prin spate. Aș lua-o puțin prin spate, parcă dacă iau pe direct pe mijlocul străzii pe acolo, parcă nu mă încântă ideea. Aș vrea să văd și aici ce e în magazinul ăsta, stai așa, totuși. Poate e ceva totuși folositor. Ok, e o cârpă. Altceva. Nimic. E sus pe acolo. Ce asta? Fuck the wolf. Da, pe aici ar trebui să intru cumva, dar nu văd cum. Asta e Starbucks. Are același, avea același font ca și Starbucks. Ok, deci nu văd cum să ajung acolo, din păcate. Adică mai mult odată, dar nu văd. Pe aici nu e... O, bă, da, văd, gata. Sunt eu orb. Mă gândeam că e vreo idee de drum. Șoboleni. Nu se rupe ăsta? Mamă, mir că nu s-a rupt ăsta. Ok, ce am pe frigider? Zi măcar că n-avem degeaba aici. Ok, nu chiar degeaba. Semi-folositoare toată treaba, bun, bun. Oh. Ok. Nu mă supăr. Bă, hai că n-a fost rău. Hai că n-a fost rău să vin aici. Ok, time to leave. Ok, hai să luăm pe aici să vedem ce rezolvăm. Mă întreb dacă Tommy e foarte aproape sau e chiar unde s-au dus nebunii aia. Mă tot uit în ideea că poate mai sunt oameni pe aici, dar nu.
aici. Oh, shit. We hold the perimeter until we hear otherwise. Keep an eye out. Câini. Ah, e un demo. Coincidence if they weren't. I hate these small groups. Big groups, it's a straight fight. These loners, they could be. Yeah. Oh, shit. Shit. Pare rău, cuțu! Ah, și nu mai pot să fac silencer. Încă unul. Shit. Mai sunteți, mă? O să ajungi pe mine să lutez liniștit? Ok, nu cred că mai vine nimeni. Ok, va trebui să mă heal-ui, că nu e așa de ușor de trecut pe aici. Unde mai e, mă? What have we got, guys? What the hell's going on, people? Nothing over here. Check in the building. Sure thing. Câinele ăla e o problemă mare. You hear that? Go check. Copy that. Go, boy. There, there! We don't have anything. Let's go, boy. Shit! She's trapped! Ok, sunt mai încolo aia. E că doar ăla. There you are! Gata. Phew. That was fun. Ok. Bă, dar aveți și voi gloanțe, mă, săracilor. Jesus, ficior. Nevoie de aia. Băi, s-a dizolvat ăsta. Era cineva cu ammo pe aici, erau niște cadavre pe aici, dar văd că se dizolvă cadavrele. Gen, ca să nu cauzeze lag, probabil. Mamă, frate. Nebunie, mă, cu băieții ăștia, nebunie rău de tot. Unde era ăsta? Stă aici, după mașină, nu-i așa? Iep, aici era.
Bă, dar n-au și ăștia, bă, loot, bă, băiatule, bă. Și dacă îl lasă să trag în tine, trag la infinit. Dacă te duci să-i lootezi, nu mai au nimic. Asta e ce mă enervează, cred că în orice joc survival. Exact aceeași poveste peste tot. Tu tragi în ei jumătate de oră, nu știu ce, ei pot să tragă în tine nelimitat, n-au niciun stres, iar apoi când îi omori, oh, poți să-i lootezi? Ah, da. Ghiși ce? Surpriză. Două gloanțe. Un gloanț. Ok, am prins ideea. A, puteam să-i fentez, mamă, câte opțiuni de fentat puteai să dai, știi, să te duci așa să-i nenorocești o țără, știi? Oh, well. Asta e treaba. Dar oameni buni, noi cred că suntem prima aici cu acest video din The Last of Us Part 2. Data viitoare o să încercăm să-l prindem pe Tommy, care probabil e nebunul alea că mai în față, dar o să trească să ne ocupăm de el cât mai repede posibil. Așa că, dacă v-a plăcut acest video din The Last of Us, știți foarte bine ce aveți făcut. Nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!